Ești singur în acest pat, ascultând vocea mea și nimic altceva. Eu să număr de la 10 la 1, iar între timp tu simți cum corpul tău se relaxează. 10, 9, 8, 7, 6. Ești grea, ești relaxat. Din acest moment, orice zgomot sau sunet ambiental te relaxează și mai mult. Din acest moment, orice mișcare din jurul tău te trimite și mai adânc în profunzime. 5. Ești grea, ești relaxat. Acum eu o să număr de la 1 la 3, iar între timp tu mergi să o găsești felicia. 1, 2, 3. În fața mea este un paianjen care se uită la mine. Care? Doi. Bun. Cum se numește mari, acest? Negri. Cum se numește acest paianjen? Bixi. Bixi. Care este nivelul vibrațiilor tale? 279.000. O să număr de la 1 la 3, la 3 nivelul vibrațiilor tale va fi de o infinitate. 1, 2, 3. Cum te simți? Liniștită. Perfect. Mă las să vorbesc cu Bix. Da. Bix, îmi auzi? Da. Ce cauți acolo? Vă urmăresc. De ce? Să văd ce informații mai dobândiți astăzi. La ce anume te-a ajutat pe tine aceste informații? Într-un fel, da. În ce fel? Cunoștințe. La ce sunt necesare aceste cunoștințe? Prin ochii voștri vedem ce mai este în acest univers. Dar tu unde ești? Sau de unde ești?
Nivelul 4. Și atunci uită-te la nivelul tău, nu ne mai buzei pe noi. Are vreun rost să interfereze el? Doar curiozitate. Ok, super. Mergi, te rog frumos și fii curios în altă parte, bine? Da. Lasă-mă cu Mona. Mona? Da. Roagă pe Dixie să-și deschidă un portal și să plece. Unde vrea el în universul ăsta? A plecat. Parcă pe o rază. Dar e o rază făcută artificial. Ok, perfect. Continuă-ți drumul acum spre Lige. Da, o văd pe Ligia. Cum o vezi din punct de vedere energetic? Galbenă și roz. Roz lila. Are în brațe ceva de lumină. Ce este acel ceva? Nu pot să-mi dau seama, dar ceea ce văd e că produce raze de lumină în sus și în jos. Apropie-te mai mult, până când poți să observi și să deslușești perfect ceea ce ține Ligia în brațe. E o piramidă. Bun. Întreabă-te rog frumos pe Ligia, cine a dat acea piramidă? Spune o entitate. Transmite-i mental să roage acea entitate să vină în fața voastră. E în dreapta ei. Perfect. Cum arată această entitate sau cine sau ce este această entitate? Are o față, ochii parcă sunt de insectoid, capul de reptilă, corp de reptilă. Ok. Cum se numește? Bazalt. Bazalt. Da. Mă las să vorbesc. Da. Bazalt, mă auzi? Da. Hola, ce faci? Bine. Super, și eu fac bine. Dacă amândoi facem bine, ce-ar fi să facem un bine împreună? Ce zici? Da, să vedem. Super. Spune-mi și mie, te rog frumos, pentru ce ai dat acea piramidă Ligiei ca să o țină în brațe? Să aibă grijă de ea. Să aibă grijă de ea, ea fiind cine sau ce? Acea piramidă, acel obiect. Super. Îmi dai și mie o piramidă de aceea? E grea pentru tine. De ce? Fiindcă acest obiect, această piramidă, este foarte grea. Okay. Nu o poate ține oricine. Înțeleg că sunt mai slăbuț, dar chiar așa că poate să aibă tonă? Poate mai mult din punct de vedere energetic. Opa. Bun. Ce face această piramidă? Sau la ce? La ce, de ce îi trebuie Ligiei această piramidă? Ligiei nu-i trebuie această piramidă. E ca și cum i-am înmânat o responsabilitate. Ok, o clipă. O să reșită, te rog.
Dacă ei nu-i trebuie, de ce s-a înflamat să aibă o astfel de responsabilitate? Că și-a dorit Ce și-a dorit? O piramidă grea? o anumită responsabilitate. Din punctul meu de vedere, are o responsabilitate pe fiul ei. Iar fiul ei, cred că este mai important ca orice. Ce În fac? acest plan eteric, Da. responsabilitatea ei este să aibă grijă de această piramidă. Serios? Dar ce face această piramidă? E ca și cum ar ține o lume în această piramidă. Cui aparține această lume? Unor entități. Cine sunt aceste entități? O anumită specie. Omenirea cunoaște această specie? Da și nu. Mitologic vorbind, poate. Super, cum se numește? Sau cum se numea în mitologie această specie? Mirai. Mirai. Y. Cum arătau entitățile sau ființele din această specie? Parcă aveau niște măști cu niște dinți mari. Da. Era ca un fel de trib. Sub acele măști, ce feți aveau? Umanoide? De insecte? De reptilă? Să zicem umanoizi. Care este legătura ta cu această specie din antichitate? Am fost un zeu al lor. Tu ai fost un zeu? Cum te numeai? Vircioai. Erai zeul cui? Mă Sau prezentam ca un zeu al lor, îi ajutam uneori în anumite probleme. fost din partea ta, dar ei ce trebuiau să-ți dea în schimbul acestui ajutor? Vrea slăvire, sacrificii. Adică, într-un fel sau altul, să-ți puterea lor să-ți o dea ție. Da. Frumos. Ce legătură are India cu tine sau cu această civilizație dispărută? A fost cumva o preoteasă a lor. Super. Ce face această piramidă sau cum o afectează această piramidă pe Ligia? La nivelul gâtului, a nasului, a sinusurilor. Intră o anumită energie, galben, violet, în ea. Ce face această energie? Îi dă o anumită transă, trăiri.
Parcă o schimbă din punct de vedere ADN. Ea are nevoie de aceste schimbări. Nu. Și atunci. Dar îi mai dau voie din când în când să se mai adapte energetic în Din când această lume. în când și în restul timpului, ce se întâmplă cu energia ei? O iau eu, e ca și cum ea ar fi un filtru. Ce faci tu cu această energie? Dă o anumită putere și o perioadă lungă de viață, să zicem. Mă Perfect. ajută la nemurire. Bun. De ce? Hai să le numesc atacuri energetice. De ce aceste atacuri energetice sunt mai preponderente în weekend? Sâmbătă, duminică? Atunci le extrag din ea. De ce nu le extragi luni? Sau mai târziu? Trebuie un anumit timp de procesare. Mai interferezi sau această piramidă, aceste energii, mai interferează și cu alți membri din familia Ligii? Sunt anumite canale energetice, rebele, dacă le pot spune așa, care mai captează energie și din alte părți. Indiferent. De unde au apărut aceste canale rebele? Vin de la baza acestei piramide, din dreptul unde Ligia ține cu mâna, susține cu mâna baza. Da. E ca și cum ar fi anumite refulări din acea piramidă. Bun. De la ce membri ai familiei își mai extrage acea piramidă energiile? Nu și le extrage. Și din piramidă ies anumite energii care ajung și la alte persoane din jurul Ligiei. Ce efect au acele energii asupra acelor persoane? Schimbări la nivel ADN, schimbări al câmpului electromagnetic al corpului omenesc. Cum se manifestă un corp omenesc? Sau ce simt oamenii când au loc aceste schimbări? Văd cum penetrează câmpul energetic al fiecărui corp energetic din jurul Ligiei și produc ca o explozie. E ca și cum ai băga o perfuzie în corpul cuiva și se împrăștie acea energie în tot corpul. Ce simte acel om în acel moment? Vine să spun niște arsuri sau știu, ca niște unde, nu știu cum să le spun, să le explic. În anumite părți ale corpului parcă ar exploda de energie și organele pentru moment parcă ar fi oprite, zic. Nu s-ar, n-ar mai avea, corpul energetic n-ar mai avea control asupra organului respectiv care este afectat, să zicem. În altă parte a corpului, în același timp,
Este partea opusă, partea negativă. Deci undeva dacă este energie plus, într-o parte va fi energie minus. Ok. Bun. Deci, la începutul sesiunii am crescut de comun acord ca să facem amândoi un bine împreună. Așa? Da. Veți cam trece prin minte ce bine aș vrea să facem? Știu ce vrei să faci. Ce? Să rup legăturile cu Ligia. În mare parte, da. Te deranjează? În mare parte, da. Și în parte mai mică? Îmi pare rău că mă voi despărți de ea. Ei nu cred că o să-i pară rău. Da, dar ea și-a dorit în acea viață. În acea viață, acum este în altă viață, deci alte reguli, alte distracții, alte aptitudini, calități și responsabilități. Bun. Lasă-mă, te rog frumos, cu Mona. Mona? Da, Dragoș. Transmite, te rog frumos, mental Ligii să imâneze înapoi aceste entități, acea piramidă. Da, i-a pus-o în brațe. Ok. Și să-i transmită că din acest moment orice pact, contract sau înțelegere a avut, nu le mai vrea. Drept urmare, să-și ia acea piramidă și să plece printr-un portal, dar înainte de a pleca să mai stea câteva minute. Iar acum o să număr de la 1 la 3, iar la 3 absolut toate implanturile vizibile, invizibile, materiale, nemateriale, energetice, de tip vechi sau de tip nou, vor străluci astfel încât tu să le poți observa mai bine. 1, 2, 3. Toate implanturile care sunt cu Ligia, pe Ligia, în Ligia sau pe lângă Ligia. În primul rând, are o energie care nu este a ei, este a acelui popor. Are un spirit înfipt în ea. În torace. Începe din față și și iese prin spate, prin coloană. Ok. Are în spate, dar în corp. Nu știu cu ce să o asemăn, ca o buburuză sau ca un OZN rotund. Pus exact, parcă ar fi o cocoașă. Îl consider un implant, nu știu de ce, dar acel implant produce și nu neapărat produce, captează și dă în același timp, scoate energie din el. Captează și dă energie prin el. E ca o căpușă mai degrabă, să zicem. Are undeva în partea din spate a gâtului, înspre creier, are ceva pus acolo. Partea dreaptă, mai bine zis, ceva negru. Apoi... Da, văd acel spirit din nou, am ajuns la torace iar. Parcă ar fi spiritul acelui popor, e ceva... Nu știu, care și-a asumat, văd.
și a luat asupra ei acea energie a acelui popor, în sensul de a ajuta. Îi văd intențiile, îi simt intențiile ei din acel moment, din acea viață. Da. Stomacul. Stomacul parcă nu e un stomac normal. Are ceva pus acolo în el. Are o barieră energetică între torace și abdomen. Ca și cum ar dori să fie două cavități distincte, sunt ele, dar din punct de vedere energetic și l-ar fi dorit așa, sau cel puțin așa le are. Aici, deasupra organului genital, are ca o... ca un triunghi cu baza în jos, vârful în sus, spre torace. Este foarte important acel triunghi, nu știu de ce îl spune asta. Important pentru cine? Parcă ar, acel triunghi, parcă ar produce, dacă pot să spun așa, o nebuloasă în abdomenul ei, o energie sub formă de nebuloasă. Da. Picioarele ei sunt foarte, eu le văd, nu știu cum să-i spun, nu le văd normale, le văd foarte slabe, deci distanța între ele este foarte mare. Se află la același nivel cu bazinul, dar nu sunt normale. Parcă are picioarele unei alte entități, nu sunt ale ei. Are o energie în ea care nu-i aparține deloc. Dar cam astea ar fi implanturile. Oricum, stomacul îl văd ciudat, rău. Bună. Spune-i la Bazalt să se apuce și să scoată absolut toate implanturile care le-a pus în legea. Îi scoate din față, din deci exact deasupra mandibulei mobile, de aici. Îi scoate ceva. Da. Și de la ochi, și din spate. Parcă îi încătușa gura, nu știu de ce, nu lăsa să vorbească, nu, i-ar fi blocat-o. Pur și simplu, gura e blocată. Nu știu, îmi dă o senzație de rece, de corp rece. Ai dat pe șopârlă. Nu vrei să aibă sânge fierbinte? Da, de la cap a scos, de la nas, parcă avea o, nu știu, nasul era acoperit, parcă avea o, mă scuzați, o botniță sau ceva de genul, dar pe toată fața, deci ca o mască, era acoperită toată fața. Da. Ok. Da, și de la gât și din bărbie. Nu știu, parcă era, nu găsesc cuvântul potrivit, băgată, parcă era băgată într-un ceva, nu știu, n-avea nicio șansă, efectiv nicio șansă n-avea. Ok. Din torace, din partea dreaptă, de la plămânul drept, îi scoate un fir. Poate să fie un canal energetic, dar mai mult seamănă cu un fir. Ok, un cablu, să zicem. Îl scoate. Alimenta ceva, totuși, în abdomenul ei.
trecea prin stomac, dar prin duoden și se continua undeva în partea stângă, într-un organ. La stomac, stomacul era obturat, pur și simplu. Toate funcțiile vitale în organismul Luigi erau închise, pur și simplu. N-avea cum să funcționeze, n-avea nicio șansă. Am ajuns la acel triunghi. Îl scoate de acolo, din abdomen, deasupra aparatului genital este pus. Da, și aici jos, anula funcția aparatului genital pe partea stângă, parcă pietrifica, așa avea rolul de a pietrifica totul în jur, dar în același timp producea o energie în abdomenul ei. Tot așa, ceva pus, ceva care nu-i aparține. Da. Să scoată absolut toate implanturile. Da, a scos acel triunghi. Ok. O simt moale. O simt carnală, o să zic. Deja energia din corpul ei începe să prindă putere. Organele parcă își reiau activitatea. Da. Și în partea stângă mai văd ceva aici. Îi ia și de aici. Îi rupe ceva. Să văd un pic coloana. Coloana e petrificată toată. Da. Pinelele sunt piatră. Piatră, piatră. Nu, n-au nimic osos în ele. Are un... exact formă de inel. De za. De inel de pus pe deget, ca să mă înțelegeți. Are pus la mijlocul coloanei. Are ceva din aur, este un implant. Pare, dar nu înțeleg rostul. Ah, nervii spinali au o altă traiectorie, văd. N-au nici de cum traiectorie prin inelele normale a unei coloane omenești. Au altă traiectorie. Da, e ca și cum ar fi un cordon umbilical între Luigia și această entitate. Pe acolo, pot să spun, o alimenta sau își trăgea seva, energia filtrată din Luigia. Bun, perfect. Să scoată și acel cordon sau să-l taie, să te deconecteze total. L-a tăiat. Super. Și și-a luat acel implant sub formă de inel. La bijuterie, pot să zic. Ok, și l-a luat. Se șa tot. Da, da, și l-a luat. Picioarele aici, la picioare, nu înțeleg de ce sunt atât de depărtate și nu... ca două bețe, dar genunchii nu sunt omenești. Picioarele nu sunt omenești, sunt de... parcă-s picioare de reptilă. A scos toate implanturile din ea? Da, implanturile, da. Spune-i să le distrug. Da. Bun. Acum să-și deschidă un portal intradimensional și să plece cu toate implanturile distruse și acea piramidă. Da, o are sub braț, în mâna stângă, în mâna dreaptă. Ok, mai transmite odată Ligiei să-i spună că din acest moment orice contract sau înțelegere au avut nu mai există. Din momentul în care pleacă, nu mai are voie să întoarcă la ea și la niciun membru al familiei ei.
Acea entitate a spus că a înțeles, da. Ok. Să-i deschidă portalul. Ah, ce ghiare are, ce degete are. Da. A intrat într-un portal de frecvență joasă. Da. Bun. Acum deschide, te rog frumos, alt portal în fața Ligiei. Da. O să număr de la 1 la 3, iar la 3 toate energiile negative care sunt cu ea, în ea și pe lângă ea, vor fi absorbite de acel portal. 1, 2, 3. Prima dată iese din ea acea energie din abdomen. Da. Este o energie și din plexul solar, o energie gri cu galben. Din gât și din osul stern, dar mai mult din gât, la bifurcație, aici la furcă, iese de aici o energie galbenă. Din obrajii este o energie galbenă cu pete negre, zici că sunt niște puncte, iese din obraz. Din ochi și din frunte iese o energie spiralată. Din picioare iese o energie sub formă de fum. Gri spre negru, gri, mai degrabă gri închis. Simt că iese din picioare un ADN, Dragoș. Văd forma unui ADN. Ok. Iese din picioare. ADN-ul ăla de reptilă iese din ea, văd cum se descoamează de pe picioare, da. Am mai întâlnit, sau mai bine, ai văzut în toracele Ligiei o entitate. Da, da. Acelei entități. Acea entitate a intrat în piramidă în momentul în care, da. Bun, deci în momentul în care a plecat acea... Perfect, a intrat în, da, 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 în piramidă. Da, 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 era. Și atunci acest ADN cui aparține? Aceste rămășițe de ADN, să mai exprim așa. De reptilian. Bun, perfect. Doar la picioare e atât. E ca și cum i-ar fi rămas ceva. Ca un rest, să zicem. Ca un rezidu. Văd cum iese, deci în afară de acel fum negru, văd o spirală ADN. Okay. Și văd solzii acelei piele de reptilă. Cum se desprinde efectiv de ea. În toracele dânsei văd o energie sub forma, sau culoarea este de curcubeu. Nu știu, parcă aș simți că în ea ar fi o dimensiune, una în torace și una în abdomen. Parcă sunt niște adrese cosmice. Spre ce? Parcă sunt adresele cosmice unde, ori de unde vine, ori unde a fost această entitate, Balzalt sau cum. Balzalt. Da. Ok. E ca și cum și-ar fi lăsat adresele, ca și cum ar fi fost un seif, Rigia. Tot ceea ce nu-i aparține să fie absorbit de acel portal. A ieșit acea dimensiune din... torace. Da. A
Acum, în momentul în care iese, parcă devine o piatră, nu știu de ce, parcă i-ar fi făcut cineva o fotografie și s-ar fi întărit sau gipsat, așa să zicem. A ieșit cu totul din ea, da? A rămas un canal energetic, să știi, în ea, Dragoș. În torace. Canalul acesta Același. energetic între cine și cine este? Între Ligia și cine? Și acea dimensiune, și această dimensiune. Nu contează. Bun. Ok. Și stai Rupe. să mă uiți în abdomen. Mă opri să mă uiți în abdomen și imediat. Da, din abdomen se extrage acea energie, ca și cum ar fi acea dimensiune, a doua dimensiune. Aici nu rămâne niciun canal. Aici se extrage cu totul. Doar aici, în torace, a rămas un canal legat de acea dimensiune, acea adresă cosmică. Da. Ai dorit să-mi pui o întrebare, Dragoș? Nu, am vrut să spun altceva să faci. Da, nu, lasă. Continuă cu... E ca și cum Ligia ar tăia acel canal energetic între ea și această adresă cosmică, să zicem. Da. Ea l-a tăiat. Ok, perfect. Ok, acum pot să spun că e gata. Piciorușele le văd de om. Da. O anumită, nu știu dacă pot să-i spun, greutate exact deasupra lăvii piciorului drept. A rămas ceva atașat ca niște suluri de ea. Dar se. Bun, nicio problemă. Acum, creează-te, rog frumos, un perete din foc, din foc lichid. Da. Transmite-i Ligiei să treacă prin acel foc. A intrat prin peretele de foc lichid. Da. Au loc niște reacții, niște scurt circuite la nivelul ei, al corpului energetic. Să fii atentă, te rog, și la acel canal care rămăse deschis. L-a tăiat dânsa. Perfect. Nu știu, am senzația că se topește. Mă uit în acel perete de foc lichid. Pot să spun că de la umeri în sus, Luigi a dispărut. Parcă s-a topit, parcă s-a lichefiat. Da. Picioarele au dispărut și ele. Tot ce mai văd sunt mâinile, toracele, abdomenul. Restul, capul și picioarele, parcă nu mai sunt. Posibil să nu fi fost nici ale ele, cum am văzut eu acel ADN de reptilă jos la picioare. Posibil să fi dispărut. Ne uităm pe partea cealaltă. Oricum, în peretele de foc lichid a rămas rezidu acolo și mult chiar. Pe partea cealaltă iese o anumită formă energetică. Da. Îmi vine cuvântul liber. Liberă. O formă energetică foarte ușoară. Parcă e formată din steluțe Da. albastre, turcoaz, deschis, 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 deschis. Aproape este invizibilă. Luigi, acum iese, nu știu, dar parcă nu are curaj să iasă, nu știu ce se întâmplă sau ceva o blochează acolo. Verifică, te rog. Zicem, transmite lui Gea că va avea o formă nouă de energie a ei. E ca și cum s-ar fi curățat
Total. Total. Și ea prima formă energetică a ei. De care? Când a apărut ca energie. Care este aceea? N-are formă omenească. Da. Are o formă de... Nu știu, vine o pasăre cu cioc. Nu înțeleg. Are forme animale. Forme energetice de animale. Blânde. Bine, să... Cum ar fi... Nu sunt blânde aici pe pământ, cum ar fi vulpea, lupul, dar... Nu știu, simt o blândețe, o... Ceva... Primar. Nu știu de ce vine să spun primar. O energie... O energie primară. A ieșit din peretele de foc lichid. Da. O văd acum cum se transformă, parcă trece prin toate formele ei de viață care le-a avut până în prezent. Devine și om. O văd fecioară, femeie, văd bărbat. Deci de la animale am văzut-o, a trecut prin toate formele cu o rapiditate fenomenală. Perfect. Ce culoare o văd acum pe Ligia, din punct de vedere energetic? Este translucidă. Cum? Translucidă, deci văd prin ea, efectiv, văd prin ea. Ce nuanțe are? Are... Sau mai bine zis, are... Albastru, un albastru pur, un albastru transparent, turcoaz, nici nu știu, mai albicios, își schimbă forma, își schimbă culoarea, dar rămâne la în faza de translucid. Bun, perfect. Ca de sticlă, așa. Mai vezi culori sau fete închise la culoare? Nu. Bun, verifică, te rog, acum, dacă corpul energetic al Ligii se pliază perfect peste corpul fizic. Nu știu, stai un pic, Dragoș, îmi iese un cap de dragon. De unde? Din acest corp translucid. Ok, spune acele entități să se deconecteze complet de Ligia și să ia o formă în fața ta. Este un dragon. Cum se numește? Foarte frumos dragonul. Adică nu știu dacă pot să spun dragon frumos, dar are forme interesante, frumoase. Imediat îl întreb. Îmi spune că i-ar place să-l numim Pixel. Pixel, mă las cu respect. Da, da. Pixel mus? Da. Cum la linia, ce faci acolo? Bine. De cât timp ești tu cu Ligia? Mii de ani. Bun. Și de ce ești cu ea mii de ani? Am trăit vremuri frumoase. Ce legătură ați avut voi doi în vremurile când ați trăit? Am trăit într-o altă dimensiune. Ok, ce legături erau între voi doi? Prietenie. Lasă-mă puțin cu Mona. 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 Da, Dragoș. Le urmăream viețile lor.
Urmăream pe lui Jack când era lup și el dragon. Când era lui vulpe și el dragon. Când era fecioară și el dragon. Bun. Mergi înapoi în timp. Exact când s-au întâlnit în prima lor existență. Dimensiunea a doua. N-au trăit aici pe pământ, nu știu, nu vine dimensiunea a doua, prima dată când s-au cunoscut. Ok. În acea primă existență au făcut un legământ? Să fie prieten în veșnicie. Și nimic altceva să nu le schimbe parteneriatul de prietenie. Revin înapoi în prezent. Și acum întreabă Alicia dacă vrea să renunțe la acest legământ. Ce este? Simt în piept ceva. Ce? Când m-am distanțat de acea dimensiune, s-a lipit ceva de mine. Ok. O să număr de la 1 la 3, iar la 3 orice s-a lipit de tine va fi în fața ta, iar tu o să poți să-l vezi. 1, 2, 3. A ieșit. Este un animal care blănos s-a învârtit în jurul unui trunchi de copac. Este gri cu alb și cu negru. Cum se numește acest animal? Mirix. Mirix, mă las mă vezi că... Da. Mirix, mă auzi? Da. De ce te-ai prins de mână? Am vrut să ies din acea dimensiune. De ce? Am vrut și gata. Serios? Și dacă vrei, crezi că ți se... sau trebuie să ți se îndeplinească dorințele? Am găsit un moment prielnic. De ce nu puteți ieși de singur prin puterile voastre din acea dimensiune? N-avem voie. Nu aveți voie. Perfect. De ce nu aveți voie? Dimensiunea noastră intersectează alte dimensiuni și avem anumite limite. Nu avem voie să trecem dintr-o dimensiune în alta. Cu părere de rău, te vei întoarce înapoi. Lasă-mă cu Mona. Mona? Da. Deschide un portal în acea dimensiune. Da. Și trimite-l înapoi prin portal. Da, l-am trimis.
Deschide portal. Gata. Te simți bine? Da, mi s-a dus greutatea de pe piept. Mă întorc aici, înapoi. Sunt aici. Bun. Întreabă acum pe Ligia, te rog, dacă vrea să mențină această legătură cu Pixel. Atât vrea să-i transmită. Dacă va reveni în acea dimensiune, vor fi în continuare prieteni. Doar atât. Aici nu. Perfect. Roagă-l acum pe Pixel să-și deschidă un portal și să se întoarcă unde este locul. Îi trimite un buchet de scaieți, ca amintire. Scaieți. Ok. Bun. A plecat? Da, da, da. Este acum... în dimensiunea lui, acolo. Perfect. Cum o vezi acum pe Ligia circulare? Parcă are niște tatuaje desenate pe corpul translucid de culoare galbenă, violet, să zicem. Bun. Verific acum dacă corpul energetic al Ligiei se pliază perfect peste corpul fizic. Da. Dar să nu se sperie, să zicem așa, dacă va simți cu totul altceva de ce a simțit până acum. Fiindcă este o altă entitate, este un alt spirit. Este același spirit, dar este purificat. Exact, da, 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 asta vreau să spun, să nu se sperie ce va simți de acum încolo. Ok, este o diferență între asta și alt spirit? Am da, să în alt spirit mă refer, exact, bravo, da, da, da. Să asta să nu se înțeleagă altceva. Exact, exact, din punct de vedere energetic, bun. Exact. Care este nivelul ei de vibrație? 16.800. Mărește, te rog frumos, nivelul de vibrație, cât poate să suporte ea? Perfect. Mai trebuie făcut ceva de aia? Nu. Bun. Acum roagă pe Ligia să-l cheme în fața voastră pe fiul ei, pe Daniel. Da. Cum îl vezi din punct de vedere energetic? Are oricum, în afară de energie, are o formă interesantă. Parcă e o măciucă de mac uscat care produce semințe de mac. E macul uscat. Ok. Bun. Deschide trei portaluri intradimensionale și așează în formă de triunghi echilateral. Da. Și bagă-l pe Daniel în mijlocul lor. Da, în zona gâtului deja portalurile parcă îl presează cu energia lor și extrage din gât ceva. I-a scos o sferă neagră din gât. Daniel.
din spate iese o energie sub forma unui, nu știu cum să spun, triad sau ca o furcă. Din mâna stângă, mâna stângă a devenit incandescentă. Este foarte energizată și este o energie din mâna stângă, din palma stângă, mai degrabă zis, nu din toată mâna, din palma stângă. Este și o energie neagră din bazin, sub forma unui strugure, parcă are forma unui strugure. Iese din coloană de la inelul sacral, iese o energie sub formă de laser, parcă iese din el. Din torace iese o energie gri, din partea stângă, din dreptul inimii. Doamne, suportă cu stoicism acest corp energetic. Tot din partea stângă, parcă are și un copac mare, ca un chiparos. Forma unui chiparos, așa iese din pieptul lui, din partea stângă, tot din partea inimii. Din coloană, parcă ies niște mărgele din toate inelele, ies niște biluțe din coloană. Da. Multe, multe biluțe ies. Iese și o entitate, cap de dragon, pot să spun. Da. Tot din coloană iese. Din frunte, nu înțeleg ce e aia, nu pot să-mi dau seama ce e aia, ca un fel de gât lung, ca un șarpe iese din el. Parcă ies din el niște entități mitologice, nu știu cum, parcă ca și cum făt frumos se lupta cu ele. Cu dragoni, cu multe capete și le tăia capul, exact așa văd din Dan. Nu știu, îl văd la vârsta de 18 ani, parcă crește în acele portaluri, nu știu de ce, și îl văd puternic. Super. Va fi un copil cu minte, va fi un copil blând. Dar va fi un copil ferm în ceea ce face, dar blândețea îl va stăpâni. Bineînțeles, și va fi și haios, îi plac glumele. În felul, în sinea lui, în interiorul lui, este un spirit înțelept, deschis. Da. Îmi vine să spun că în el se lășluiește un spirit de vreo 100 și ceva de ani, 165 de ani. Da. Are un anumit echilibru, o anumită înțelepciune specifică. Nu știu, cuiva vine să zic. Ok. Bun. Mai trebuie făcut ceva de-aia? Imediat s-au scos din portaluri. Multe au rămas acolo în portaluri. Perfect. Atâta timp cât s-a purificat, e bine. Da, văd acel spirit bătrân.
dar în același timp îmi vine să spun că e tânăr, cu toate Da. că are 100 și ceva de ani. La Da. 100 și ceva de ani este chiar tânăr. Chiar tânăr, da, dar are o înțelepciune care parcă îl maturizează și... Dar e bine, e bine. Gata. Cum îl vezi acum din punct de vedere energetic? Ce culoare? N-are o culoare omogenă. Pare... Dacă ai lua un solz de pește și l-ai pune la cum să spun, la raza unui bec, ar avea anumite nuanțe, așa este și el. Perfect. Mai trebuie făcut ceva la el? Aș dori să-i mai ridic un pic vibrațiile. Ridică-i, da? Îi cresc aripi. Optsprezece mii, 23.000, 33.000 și spune că vrea să se oprească aici, deoarece ar dori să rezoneze cu mama lui. Perfect. Poate mult mai mult, dar se oprește aici. Super. O zis că restul va veni ca o experiență pe parcursul vieții. Bun. Mai trebuie făcut ceva la ei? Absolut nimic. Bun. Mulțumesc, tare. Și hai să continuăm. Da. Bun, mână. Acum vreau să facem un micuț experiment. Ești de acord? Absolut. Perfect. Fii foarte atent la ce zic. Creează... Deschide 5 portaluri intradimensionale. Unul lângă altul sau unul după altul? Unul lângă altul. Ok. Bun. Acum, așează-le exact în forma piramidei lui Cheops. Să respecti... 3 la bază, 2 da, în mijloc și 1 în sus. Nu. Ah, 4 scuze. La bază și 1 în sus. 4 la bază. Da. Baza este un pătrat, iar al okay. cincilea portal să fie vârful. A, vrei o piramidă 3D, nu plană. Da. Exact cum e piramida lui Cheops. Ok, da, gata. Ai făcut ok, piramida? Da. Da, 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 gata. Mai făi încă 3 astfel de piramide, de aceeași dimensiune. Unele postez, unele pun. Fă-i tu să ai 4 piramide. Okay. Da. Deci, ai 4 piramide. Da. Asta înseamnă 4 piramide cu 5 portaluri, înseamnă 20 de portaluri deschise, da? Da. Bun. Perfect. Acum, ia 2 piramide și pune-le vârf în vârf. Ok, da. Iar celelalte două, iarăși vârf în vârf, astfel încât din 4 piramide unite să obții un cub. Exact, asta am și obținut. Perfect. Așa în este. În mijloc, în vârfurile lor, se va crea alt portal. Foarte luminos. Intră în el. Se formează ca o sferă colțuroasă de energie acolo. Sunt acolo în ea. Da. Acum, o să număr de la 1 la 3, iar la 3 acel portal va scoate absolut tot ceea ce nu-ți aparține ție din corpul fizic și corpul energetic. Fie că este implant, fie că este entitate, fie că este energie. 1, 2, 3. Nu.
Văd paianjen. Văd o entitate. Văd ceva, figuri. Văd niște crani. Absolut tot ce nu-ți aparține să fie absorbit. Văd niște bețe albe, gri. Parcă sunt undeva în univers. Ies niște obiecte din mine tare ciudate. Simt cum prin coloană intră o energie în mine. Da. Simt ceva energetic paralel cu coloana mea, care acel de la chakra, Dragoș, acel băț energetic care pornește din creștet și iese din bazin. Moarte, efectiv, moarte. Ok. Nu știu, parcă sunt... mă văd în interiorul meu. Parcă n-aș avea niciun organ, n-aș avea nimic. Dacă aș fi o carcasă energetică. Când termin, o să spun, cred că tocmai am descoperit o chestiuță tare. În dreptul plexului solar s-a format o sferă energetică cu mii, formată de mii și mii de raze. Simt mâinile cum îmi ard. Simt, văd o gaură în frontanelă. În drept, în creștetul capului meu este o gaură luminoasă. Văd o lumină foarte puternică deasupra mea, dar eu mă uit din mine. Nu știu să-ți explic ce este lumina aia. Câteodată rămân și uimit de ce idei îmi trec prin cap. Când termin să-mi spui? Deci tot corpul meu aici, pe pat, vreau să spun că arde. Perfect. Ai terminat? Simt o energie care mă purifică la nivel celular. Mă ține static acolo. Acum de-abia încep să se reformeze celulele în corpul meu. Ok. Picioarele în dreptul bazinului,
Tot de pe acum se formează mușchi cu mușchi. De pe acum încep să se formeze organele interne din abdomen, plămânii, creierul. Aproape sunt gata. Bun, ok, super. Gata. Gata? Ieși de acolo. Da. Dar nu, să nu închizi încă portalurile. Ai ieșit? A, deși prin vârful era cubului, prin Perfect. mijlocul cubului, să zicea, partea Bun. superioară. Ok. Ai deschis 20 de portaluri în cele 4 piramide, da? Da. În momentul când s-au unit cele 4 piramide, s-a mai format un portal, da? Deci 20 de... Da, în interior, Exact. da. 20 de portaluri plus 1 înseamnă 21 de portaluri. 2 plus 1 egal 3. După care, dacă iei fiecare piramidă în parte, 21 este numărul Ok. meu. Fiecare piramidă are 5 portaluri deschise, plus unul central când s-a format, 6. 3, 6. 3 cu 6, 9. 3, 6, 9. Matematica divină. Divina Acum ta. înțelegi de ce în fontanela ta era ca un fel de gaură albă. Era un canal deschis. Cum te simți? Ah. Cum nu m-am simțit niciodată. Te simți bine? Super. Te doare ceva? E minunat. Bun. Acum ne întoarcem înapoi în prezent. Deconectează-te de tot și de toate și închide toate canalele. Deconectează-te complet și închide toate canalele și sigilează-le prin foc. Eu o să număr de la 1 la 5, iar între timp tu revin apoi în corpul tău și în mintea ta, în timpul prezent de unde îți vorbesc eu. 1, 2, 3, 4. Te-ai reincorporat complet. Ești liberă, ești liniștită, simți această forță din tine care îți pătrunde tot corpul și îl energizează. Simți cum această energie îți pătrunde tot corpul, celulă după celulă, fibră după fibră, mușchi după mușchi. 5. Deschide ochii.